Salutare, fraților, și bine v-am regăsit. A venit timpul să facem demascarea mașinii. Dacă a spus că nu vă place țiganeala. Păi mi-a sosit grila. Așa, oglinzile deja le-am instalat pe mașină, cele de iem, pentru că le-am luat de la cineva care nu i s-a potrivit la exchange-ul lui și a venit la mine și le-am montat direct acolo, pe loc, să vedem dacă se potrivesc la mine. Așa că oglinzile sunt instalate. Instalăm și grila, cea nouă, dublă, frumos. Și hai să stăm astea jos. Hai să le dăm jos aici, în direct, pe cameră. Pe cameră aici, dacă a spus că nu vă place ce am făcut eu aici. Bă, dar mai de jos asta. Hai să le dăm jos. Hai să le dăm jos, fraților. Vă ascult de voi. V-am cerut părerea și dacă nu vă place, gata. Facem cum ziceți voi. Așa. Trebuie să deschid capota. Scoate tot. Așa. Și aici. Și după aia o să oprim și o să vă arăt mașina când e gata cu grila instalată. Nu are rost să vă arăt cum instalez grila, că nu e greu. Cum a fost gen oglinzile, hai să vă arăt. Adică nu este greu, tragi de aici, se desface, adică nu este nicio inginerie. Foarte ușor, bine, trebuie să fiți atenți, că și aici sunt niște clăpițe și dacă le rupi, nu se mai prinde bine capacul. Dar uitați-vă și voi. Bine, o să vă arăt la urmă, să schimb și grila și revenim, da? Gata, am luat astea, da? Astea o să le scut cu totul, nu are rost să le mai dau jos. Aici am grila, hai să vă arăt aici pe cameră și aici mai am ceva, dar vă arăt mai târziu ce este aici. Și hai să vă arăt cum arată grila cea dublă. Grila cea dublă. Cam așa arată grila. Ce spuneți? Să vedeți pe mașină cum arată acum, Ana. Gata, le-am scos, da? Așa că voi aveți grijă, eu nu le mai păstrez. Am cam rupt câteva clăpițe de astea. Adică trebuie să fiți atenți, că trageți de ele și se rup dacă nu le desfaceți cum trebuie. La mine s-au rupt unele din ele, dar oricum, mai stau. Adică nu sunt rupte de tot, adică mai... Uitați aici. Unele țin, unele nu mai țin, adică... Na. Oricum le aruncăm pe astea. Aici, nu se știe niciodată, nu? Ele stau așa, nu-i problemă, dar nu mai sunt perfecte, ca din fabrică. Așa, noi am scos pe astea, aici, ca să vă arăt, imediat. Da, astea vechi, cam așa arată mașina acum. Și hai să vedem cu astea noi. Aceste prostii, de gumă cu plastic, o să vină ceva de genul aici. Să le montăm pe astea. Așa cred. Că astea au rolul lor aici. Să intre aerul cum trebuie aici la radiator. Așa că hai să vedem cum le instalăm pe astea și revenim cu rezultatul. Și hai să vedem. Bun, fraților, ați văzut mașina, adică o vedeți și acum. Ce spuneți? Acum vă place cum arată cu noile grile și cu noile capace de oglinzi? Ce spuneți acum? Dă bine? Dacă nici acum nu dă bine,
Bine, n-are cum să ziceți că nu-mi dă bine, că arată super mișto. Aici am hotărât să rămână dungile, vedeți? Pentru că se potrivesc cu etrierii. Așa, vedeți? Mai am de pus folii pe spate, dar asta un alt vlog. Vedeți, da? Se potrivesc cu etrierii. Rămâne așa. Da? Oglinzile frumos. DM. Grila cea nouă. Aveți grijă când o demontați și când o montați și pe asta și pe cealaltă care o dați jos, că mai rupe scleme. Dar na, e stabilă. Am prins-o bine. Nu, ce pot să vă mai arăt? Cam atât. Asta e mașina. X5-ul, tancul, da? Vă place, nu? Și acum, haideți la interior, pentru că am făcut o mică actualizare și aici. Haideți înăuntru să vă arăt. Cu ceva foarte ieftin, mi-am pus ambiental. Dar o chestie foarte ieftină de pe Amazon. Acum nu prea se vede cum trebuie. Stați așa un pic. Hai. Să mă țin dreaptă, frate. Da, nu știu. Trebuie să pornesc. Hai. Bun. Stați așa să oprim mașina, să ne înțelegem. Și hai să vă arăt. Se aprinde și filtrul de particule. Trebuie regenerat. Ambientalul, fraților, da? Uitați-vă și voi cât de bine dă. Bine, acum nu se vede. Stați așa să vină puțin noaptea și o să vă arăt cum se vede. O să vă atașez și o poză aici, că am o poză. Să o vedeți și voi așa acum. După aia o să vă arăt și cum se vede și noaptea. Mai târziu puțin. Da, am prins-o și eu cum am putut pe aici. Prea prins bine. Adică ziua nu prea dă chiar atât de ok vizual, dar noaptea frumos rău de tot și nu te deranjează nici la ochi. Că am condus un pic aseară cu ăsta, cu ambientalul pe care l-am montat aici și se vede bine. Da? 7 culori și am avut noroc pentru că nu m-am chinuit să-l instalez. Am aici port USB și ăsta îl bagi direct la USB. Am băgat firul pe aici prin gaura asta, l-am dus acolo în capăt. Stai să vă arăt, să mă dau jos după aia, să vă arăt și acolo cum e. Și la USB, da? Ambientalul ăsta din față, la USB l-am instalat. Și frumos, pac, pac, nu cu fire, nu cu alte chestii, să fac, să leg undeva. M-am și nuși, dacă se vede pe cameră. Îl am pisat din fabrică, ambientalul ăsta, dar nu bate deloc și e portocaliu așa. De lung nu bate, dar asta o să o fac altă dată, o să dau fețele de ușă jos. Și am să schimb becurile din ambientalul ăsta de aici. O să pun unele mai puternice sau o să pun o bandă de LED-uri aici, nu știu. Se vadă mai frumos. Am schimbat și aici, da? Becurile și în spate la fel. Dar să vă arăt. Și o să vă pun și aici cum le-am montat. Foarte ușor, scoți astea de aici, fac, fac și schimb becul. Haideți că am făcut treabă. L-am ars pe ăsta. Eu când să-l bag așa, băgam așa. Să și filmez. Să fiu atent și aici. Asta e, unul minus. E bine așa. Comandăm altul. Bun, pe spate. O dată. Hai și pe față să mai punem unul, că unul mai avem. Unul l-am norocit de tot. Revenim pe față. Foarte mișto se vede noaptea, o să vă arăt. Dar asta mai târziu puțin, să se întunece afară. Da, frate, și cam asta este. Hai să vă arăt chestia cu 6 euro, nu știu cât a costat. Mai am una. Uitați-vă și voi cum arată de asta. Bine, am avut noroc de portul la USB acolo în... în torpedo. Că nu știam de unde să mă leg în altă parte, adică nu aveam de unde să mă leg. Tot așa din ușă să mă leg. Trebuia să dau fața jos de ușă, era mai greu. Asta o voi face altă dată, când o să am timp.
Și cam așa arată asta de pe Amazon. Da? Vedeți. USB, punk. Aici este LED-ul și se duce în tot ăsta. 3 metri are aici. Ei mi-a ajuns, am tăiat frumos cu foarfeca, pac, pac de aici și cam aia a fost. Da? Și de aici are buton, pot schimba. Pac, și aia e. Și uite așa, mi-am pus ambiental. Se vede foarte frumos, noapte o să facem clip să vedeți cât de frumos se vede. Și gata, fraților, hai că am făcut noapte așa un pic din zi, noapte, da? Să vedeți și voi cum se vede ambientalul ăsta nebun. Ce vreți, fraților? La 6 euro, unde e aia? Un pic. Deci aici. La 6 euro. Să ai așa lumină. Pentru mașină, eu zic că e bombă de bombă. Uitați-o. Da. Spuneți voi, dacă nu e bomba bombelor. Și aici, da, și în spate. Sus avem albe. Și cum se vede și în spate jos. Frumos, nu? Bine. Stați, asta, asta. Când în spate se vede bine. Uitați în față cum se vede, acolo nu mai am bec, s-a ars becul la marți când am vrut să-l instalez, dar nu despre asta este vorba, este vorba despre ambiental, da? Cu 6 euro cât am dat pe el, cum se vede, da, linia e linie, frumos, și când o să pun și nuși, atunci să vedeți cum se vede, da, asta din fabrică, stați așa cum se vede. Stați așa. O să-mi de tot. Asta din fabrică. Ce e să se vadă? Bine, așa că îl filmez se vede, dar... Da, nu bate nimic aici. Dar ia uitați-l pe ăsta. Cum e. Cum se vede. Tare așa că prea multă lumină. Și nu deranjează la ochi, poate pare prea puternic pe filmare, dar la ochiul liber chiar nu e tare, chiar nu se vede rău, nu te deranjează în față când conduci. Da, cam asta e, fraților, am vrut să vă arăt și cum e și noaptea. Hai să revenim la vlogul nostru și să facem încheierea vlogului. Și chiar merită, așa, pac, în câteva minute am instalat ambientalul ăsta. Am zis, aici s-a prins bine, adică ziua nu prea se vede ok, așa, nu prea îmi place cum se vede. Dar noaptea chiar e bombă, cât e mișto se vede. Da? Hai să vă arăt și în partea aia acolo. Așa. Și mă bucur, etrierii mei, da? Au rămas intacți, nu s-a luat, nu a căzut logo-ul de acolo, nimic. Bestia. Și hai să vă arăt și aici. Cum am prins, da? Am băgat LED-ul pe unde bate în firul ăsta, am băgat acolo, prin gura asta de aerisire, pe aici, pe gaură, am băgat pe aici, l-am scos și l-am adus aici, da? Și uitați și voi ce frumos vine, bine, nu vine chiar perfect, nu se vede bine așa estetic ziua, dar noaptea schimbă mult, las că vedeți voi, așteptați până la sfârșit și o să vedeți cât de mult schimbă acest ambiental, cât de bine o să dea în mașină. Da, v-am zis, am schimbat și becurile, se mai aprinde aia, bă, da, schimbat și becurile astea jos aici, am pus albastre, seara se vede foarte frumos, aici am albe sus, dar răspun și aici albastru și acolo albastru și să fie alb doar aici când vrei tu să citești sau să faci ceva în mașină. Așa, cam asta este din interior. Am aici de curățat pielea și de întreținut pe care o să îl testăm într-un alt vlog, să vedem cât de bine curăță, da? De la K2 cu piere, cu tot ce trebuie, da? Uitați-vă aici piere și asta e protecție pentru piele, cârpa e acolo de la setul ăsta și o să îl testăm, dar în altă zi. Da, cam asta e, v-am zis, o să dăm fețele de ușă jos.
și o să schimbăm ledurile sau punem o altă bandă de leduri aici. Da. Că din fabrică are, dar v-am zis, nu bate deloc, bate foarte, foarte slab, nici nu se vede noaptea. Cam asta e. Cam asta e, fraților, din vlogul astăzi. Cam asta este treaba. Și da, o să vedeți, o să vedeți cum se vede noaptea acum. O să fac un joc de lumină aici cu ambientalul meu. Da. Revenim mai târziu când se întunecă afară. Și cam asta e cu vlogul de astăzi, fraților. Sper că vă place ce am făcut de data asta, să nu aud iar că nu e bine, că e țigăneală, că nu știu ce ziceți voi acolo. Ți-a spus bine, că nici mie nu prea îmi plăcea aia cu linii și chestii, dar parcă mă învățase, nu știu de ce, dar parcă nu dădea atât de rău. Parcă era mai specială decât ce vezi pe stradă. Pe stradă vezi doar atât. Vezi acele grile, negru sau cu crom, cu acele dungi de M de la BMW, cu albastru, roșu și nu mai știu ce. Și cam aia vezi pe stradă. Dar am zis să fac ceva mai special, să fie unică, bine, tuning la vericul, adică făcut de mine. Să fie unic, o duci undeva unde sunt profesioniști, să face ca la carte, dar de unde? Cheltuială multă cu chestii de genul. Și am zis să o fac eu acasă, să fie din alt film cum ar veni. Dar sper că de data asta vă place. Arată bine, zic eu, arată mai împunătoare. Și nu știu, vedem ce mai facem la ea. Sper că vă place, da? Sper că primesc like-uri multe, comentarii multe de bine, nu de rău. Eu am fost Cristi Panainte Por și până data viitoare eu vă salut și multă baftă tuturor. Hai, multă sănătate! Pa!